stat la îngrășat aproape un an în cotețul din curtea lui Nea Gheorghe. Stăpânul l-a hrănit cu ce a avut mai bun pe lângă casă. Cu grăunță, cu tărâț, cu macuc. Facem cu apă călduț, tărâța cu macuc cu amestecat, dimineața o căldare de tărâț cu macuc și pur grăunț. Pregătirile au început dis de dimineață. Nea Gheorghe și-a chemat vecinii ca să-l ajute. După ce au tăiat porcul, gospodarii s-au apucat să-l purlească. Mai ușor, spârlește mai bine, dar paie, să-l întoarci mai crapă, paie clar că e mai normal, șuricul mai moale și mai gustos. Treaba merge mai repede cu puțină zacuscă și cu vin de casă, așa că Nea Gheorghe se grăbește până în beci. Mulți ani sănătate, să mai creștem porci și nu mă bucurie în țara noastră. La Crăciun, la anul nou, moldovanul tai un porc, o bucată de carne, iar rămâne carne de tăvară, îl crească și porci. La anul și la mulți ani. Ajutat de vecini, Nea Gheorghe tranșează porcul. Fiecare bucată are o destinație precisă. Șoldul lăsăm pe la Paște. Îl punem în sare și până îl legăm la șandrama și de până la Paște. Cel mai așteptat moment al zilei este pomana porcului. Gospodarii au pus carnea în ceaun, care fierbe acum la foc mic, iar Nea Gheorghe și vecinii abia așteaptă să înceapă ospățul. Deliciul copiilor îl fac coada și urechile. Gospodarii gătesc friptură, cârnați, răcituri, cighiri sau purjoale. Carnea rămasă ajunge la borcan în untură pentru a fi mâncată peste an.